Documentul realizat în 2016 și publicat de ambasada SUA descrie televiziunile românești așa cum le văd experții americani. Astfel, postul Antena 3 are o imagine anti-americană, deși deviza lor este pro-americană. Se menționează și despre Dan Voiculescu, acționarul antenelor 1 și 3 care s-a aflat în închisoare. ProTV este caracterizată drept o televiziune generalistă de mare audiență, iar Realitatea TV este prezentată drept un canal de televiziune controlat de consultantul politic și omul de afaceri Cosmin Gușă, susținător al PNL. Despre evenimentul zilei se scrie în documentul respectiv că este cotidian național controlat de consultantul politic Dan Andronic, iar doi dintre acționarii săi sunt Elena Udrea și Sebastian Ghiță. Văzând documentul m-a bufnit râșul, pentru că eu în primul rând nu cred că e făcut de cei care lucrează la ambasadă, pentru că sunt oameni mult mai serioși decât acel document. Pare o analiză făcută, bineînțeles, de români despre România. Acolo sunt niște confuzii uriașe, plus că acel tip de limbaj nu prea se regăsește în documente oficiale. Făcut de români cu răutatea specific românescă. Cei care gândesc ca noi sunt buni, cei care nu gândesc ca noi sunt răi. Publicația online de CNews este caracterizată drept una care servește interesele lui Dan Voiculescu și ar fi controlată de angajați și comentatori Antena 3. Nu este chiar un document în adevăratul sens al cuvântului. Este o caracterizare făcută în 2016 de angajați români ai ambasadei SUA la București, o caracterizare plină de inexactități. Nu e vorba doar despre decenius, dar numeroase alte publicații sunt privite partizan de către acești angajați. În actul realizat în urmă cu 2 ani sunt analizate și alte publicații online din țara noastră. Printre acestea se numără Breaking News 24, despre care se spune că este apropiat de PSD și de Antena 3, Profit.ro, pe care americanii o văd drept o platformă online de afaceri privată și independentă. Se vorbește și despre publicația Libertatea, pe care oficialii americani o descriu în 2016 ca fiind un tabloid cu atitudini pro-PSD.